Salut! Astăzi începem o nouă curte. Îmi place foarte, foarte mult curtea asta. O să vedeți și voi. Voi deja știți cum arată și eu știu cum arată. Știu că va ieși foarte bine. Asta e tot ce știu. Haideți să vă arăt cam stadiul curții. Când au venit lopătarii. No. Cam așa este. O să vedeți pe parcurs ce planuri avem cu această curte. Acum e partea brută, evident, de pregătit terenul, de săpat, de nivelat, de luat gunoaiele, spatele. Uitați partea asta din spate. No, mai e. Cam ud astăzi pământul, din păcate. Încercăm să facem cât posibil ceva, dar merge foarte, foarte greu. Pentru că efectiv nu poți să calci pe pământul acesta, pentru că a plouat destul de mult. În ultimele zile a plouat. Încercăm să facem. Da, să vă arăt. În sfârșit avem o zi, două de vreme bună și băgăm pământ. Nu se întâmplă multe chestii zilele astea de design sau chestii care e nevoie de putere decizională, așa că nu o să iau foarte, foarte multe cabluri. Trebuie să vă nebunesc cu partea asta tehnică. No, se bagă pământ. Ia uitați. No. Cum am bătat, se bagi pământ, o să dăm o placă și apoi ultimul strat de pământ îl vom pune după ce facem sistemul de irigat. Îl așteptăm pe șonii să ne ajute. Da, buruiana, ei, a fost greu aici pentru că a fost urși, a plouat continuu, pământul trebuie curat trepte, v-am arătat, așa că merge greu. Ne-am apucat de trasat pentru sistemul de irigat. Ne-am uitat. Am băgat o tură de pământ și acum șonii ne trasează unde să sape băieții pentru țevile sistemului de irigat. Apoi mai băgăm un strat de pământ foarte fin, că vedeți până acum am băgat deja. Și imediat o să aducem plantele. Super, hai că vedem. Da, salut! Ia uitați ce am făcut aici. O să vă las cu cât apă s-a adunat. Când am zis că dăm să terminăm cu șanțurile și cu nivelatul, nu s-a întâmplat, pentru că s-a făcut o baltă foarte, foarte mare acolo, așa că am zis să facem un dren. Ia uitați, a trebuit să facem din nou șanțuri și pe capăt și vom strânge ideea că toată apa se adună pe aici, zona asta. Da, vă las o poză, aici vă las o poză. Bun. Așa că am decis toată apa să o captăm, să o ducem jos. Da. Haideți să vă aduc o tură. Că am neglijat puțin filmatul pentru că au fost mai multe chestii brute, să zic așa. Și acum s-a nivelat. Și acum am venit practic să pun bordura cu Cosmin. Mâine vin și plantele. Uitați, am mai făcut. Între timp am pus un strat de nisip, am nivelat, am făcut aici o scurgere. O să vă las o imagine că după ce am terminat drenul, iar s-a strâns apa aici. Și am decis să fac acest, cum să-i spun, scurgere.
așa, care se duce acolo. Și oricum pe zona asta vor veni plante, așa că nu deranjează cu nimic. Ba chiar ajută. Bun. Da, în principiu, băieții acum lucrează acolo. Acum eu, Cosmin, mă apuc din partea asta să pun bordurile. Da. Bun. Haideți la treabă, zic. Ia uitați ce am făcut cu domnul inginer Cosmin, am început să punem bordura, să dăm un contur curții. Acum am fost și noi la masă și continuăm toaleta asta. Cu siguranță nu va rămâne aici, doar provizoriu pentru băieți. Și mai avem toată zona asta, inclusiv aici, inclusiv pe partea cealaltă. Scuzați-mi alergia. Am o alergie de vara la ceva polen. Încă nu știu la ce. Abia aștept. Aducem vedea plantele, mergem în flower. Dar numai să terminăm bordura de făcut, de pus. Să aibă băieții zonele sigure de plantat. Și apoi mâine o să venim cu plantele. S-a terminat, i-a uitat și acolo în spate. Acum mai urmează aici să umplem cu pământ. Punem un strân de piatră, un strat de piatră, apoi pământ. Exact ca și sus. Bine. Deci, haideți la treabă. Să ne dăm să putem depus bordura. Pa! Ei, am terminat de pus bordura. Aici am lăsat doar puțin loc, că mai este niște pământ de pus în jardinieră. Dar în mare am terminat. Și acolo unde va vinde toaleta, dar se va scoate. Ia uitați ce forme frumoase am făcut. Am făcut numai forme regulate în această curte. Ia uitați. Deci după piat, după bordură, vor veni plante. Abia aștept. Și acolo va veni închis, că de la scară încolo vor veni plantat. Va veni plantat. Aici. De aici încolo plantat. Am avut o zi plină astăzi. Ies cu la Bustogol, că e o căldură de nu mai poți. A venit căldura în Cluj. Bun. Ne vedem mâine atunci. Noi plecăm imediat acasă. Că e ora 4 și e cam gata pe ziua de astăzi. Mâine venim cu plantele. Și haideți să înceapă o nouă zi. Flower time. Ne-am apucat de pregăti plantele. Între timp a venit și John. Ia uitați numai leilandii de aici. Le punem. Vrească John-ul. Bună dimineața. Mă rog. Ce faci? Bine, uite, pregătesc de cărat. Așa. Ia uitați ce am pregătit aici. Am pregătit astea sale noastre. Le vedem în curte imediat. A nostru. Și mai pregătim. Da, s-a apucat băieții de încărcat. Da, s-au încărcat. Merge John-ul să le ducă. Pa, John-ule, te aștept înapoi. Pa. Merge în curte. Hai că eu mai am câteva de pregătit. Da, și va trebui să fug la sală. Mai am aici astea, dar să le pun în coș prima dată. A venit iar John cu ultima tură de plante. Acum le descarcă și... Da. Cred că e gata pe astăzi. Haideți să vă arăt cât am reușit să plantăm. S-a rupt. Mai pun nici eu, nici băieții. Au mai rămas plante. Pe mâine, evident.
Eu am încercat să le, am început să le car în spate, pentru că, precum am spus, aici va veni, am dat comandă de corten pentru jardiniere și n-am luat plantele. Mai sunt plantele astea de aici și deja elandii care s-au plantat. Haideți cu mine să vă arăt, hai să dăm o tură. Așa, elandii, aici din nou vor veni plante, zona asta. Și ia, uitați ce frumos, eu mi le-am așezat. I-am lăsat pe băieți să planteze și eu le-am așezat așa frumos pe categorii. Ia, uitați ce frumuseți aici. Și acum băieții acum plantează ei un abies. Și no, mâine, mai bine, mâine vine și Cosmin să mă ajute, pentru că fetele mele și Cosmin astăzi au avut dizertația de prezentat. Baftă, dar deja când pun video ăsta ați scăpat de emoții. Ce să zic, nu îmi fac griji că am oameni buni, știu asta. No, cam asta-i, nu știu ce să vă mai spun. Nu am luat multe cadre astăzi, că am muncit și eu foarte mult. Nu am putut. Căldura asta ne omoară. Ne omoară rău. No, mâine sper să terminăm de plantat. Adică nu sper, terminăm sigur de plantat. Și apoi trebuie să vină Șonii să pună picurarea. Și după asta geotextil, piatră, cum, precum v-am învățat de fiecare dată. N-am schimbat nimic în tehnică. Așa și gazonul. Și cam am terminat. O, suntem spre final. Bun. Hai să înceapă o nouă zi. Zic. Pa. Următoarea zi. Ne vedem. A. Acolo ne vedem. În curte. Începem curtea următoarea zi. Hai cu plantatul. Hei. O nouă zi. Haideți să vedeți că deja am făcut treabă. Am pus toate plantele pe poziție. Ia uitați ce frumusețe de roabă, glumesc, ce frumusețe de aranjamente. Ia uitați. Am pus, o să vă zic și despre plante. În principiu deja cei care mă urmăresc de mult timp le știu. Doar câteva plante am adus mai nou. Deci trebuie să vă arăt ceva. Imperata. O graminee foarte faină. Ia uitați-o. Ia uitați-o. Foarte faină. Asta e nouă. N-am adus de mult. Rododendron. Am pus piatra, am pus geotextilul, o mare parte. Astăzi termină și Șonii cu sistemul de irigat. Mâine vine gazonul, mai avem câteva dale de pus și am terminat curtea în sfârșit. O curte foarte, foarte faină, foarte dragă mie. O să vă spun mâine după ce ai pus gazonul și mai multe despre fiecare plantă de aici. Picurarea este pusă la fiecare plantă. Colegii mei pun deja geotextilul și vin cu piatra. Hei, astăzi va fi epicul cadru cu gazonul. În sfârșit am ajuns și la punctul în care aducem gazon în curte. Ce să zic, am terminat de pus plantele, acum o să mai face puțină ordine. Se va mai da o greblă. Ia uitați. Mai avem doar zona asta de umplut cu pământ. Și așteptăm aici să ne vină jardinierele pe care le-am propus din corten.
să se paveze zona aia, că și acolo vom mai avea o zonă verde. Așa. În rest, totul este gata. Acolo băieții sparg toaleta, care am găsit-o aici în curte. Și, na, din păcate, aici nu putem să terminăm pentru că va trebui să vină un capac și apoi să umplem cu pământ, dar aici o zonă vom lăsa închisă, pentru că aici este un bazin unde se strânge apa pluvială și se uză toată curtea cu această apă. Da, vestitul cadru cu gazonul a venit fără măcara, dar e bine și așa că nu-s mult merge pătrat, 200 și puțin. Am terminat de pus gazonul, adică băieții au terminat, nu eu. Aici și toată curtea, deci va mai rămâne partea din față. Zona asta aici o să aduc ierburi aromatice și unde ne-a pregătit sistemul de irigat. Așa, bineînțeles, vom tăia după folia. Aici mai avem de pus niște dale până în zona aia unde va veni un leagăn. Deci dale și pe aici bucata asta piatră. Doar că mai avem o mică modificare de făcut, și anume, uitați, zona asta fiind o diferență de nivel destul de mare. Așa. Deci o să punem pământ până acolo și o să venim pierdut. I-am fost pământ, acum vin băieții care pământul. Și e gata. Bun, acum haideți să luăm așa puțin curtea dintr-un capăt și să vă spun, înainte de a încheia, să vă spun câte ceva despre fiecare plantă, adică să vă spun ce plante am folosit în această curte. Pe majoritatea cei care sunt veterani pe acest canal le știu, dar unii poate nu, poate sunt noi. Bun. Păi, acolo încă nu pare că nu-i gata, dar aici avem un Eonimus, avem o tuia glob, încă două bucăți de Eonimus, așa, aici avem hortensii, pentru că aici este foarte multă umbră, aici avem hosta, juniper și aceasta este carex. Bun. Hai să mai mergem. Deci nu sunt plante care nu le-am folosit de obicei, dar am zis să le spun totuși. Aici avem diferit, ca de obicei, avem câteva tufe de trandafiri. Aici încă o tufă de viburnum. Uitați. Va face niște flori albe foarte, foarte frumoase și parfumate. Aici un Leylandi pentru a bloca vizibilitatea, zic, la grătar. Aici avem Penisetum, juniper. Aici avem Cortaderia. Aici Pinus mugo,
foarte frumos. Lavandă, penisetum, aceasta este miscanthus, se va face o tufă foarte mare, foarte, foarte, foarte frumoasă. Carex, ce mai avem special? Aici este o specie de bujor, dar care se lignifică, uitați, vedeți, se face lemn, ca textura lemnului, să zic așa. Aici, mare, avem o robinia, glob. Bun, în rest, nu vă mai zic că le-am precizat deja, nu vă mai plictisesc. Aici, unde va veni, în zona asta, am zis, va veni un leagăn, scrânciob sau fiecare cum știe. Așa, și am pregătit aceste wisteria să se prindă de el, de leagăn. Aici avem în spate, în background, așa va fi o magnolie. Apoi, aici avem rododendron, leylandii pentru a bloca vizibilitatea către acel bloc, fiind în curte, evident, piscină. Din nou, graminee, adică avem miscanthusul care se va face foarte mare, avem în partea din față avem penisetum, aici avem un abies, așa, uitați-vă cât de frumos, e un brad argintiu practic. Aici iarăși avem carex, rododendron, cortaderia, tot o graminee. Pe aici avem iarăși carex, festuca glauca. Așa. Și ce nu am folosit în ultima vreme este această plantă. Este tot un gramineu. Și anume imperata. Foarte, foarte, foarte faină. Nu știu cum de n-am folosit-o până acum. Aici avem prunus. Acolo în colț avem din nou rododendron. Avem aici la umbră hosta. Aici avem o hosta. Aici un arțar japonez. Și încolo nu are rost să vă spun. Pentru că da... le-am precizat deja, sunt aceleași, deci cam astea ar fi speciile pe care le-am folosit. Aici mai avem o siringa vulgaris, adică un liliac. Și aici a fost acolo în spate, doar că a fost prea multă umbră. Mai dăm și noi erori, că suntem oameni. Este vorba de un ulm care, evident, dacă nu-și va reveni, o să-l înlocuim. Este greșeala noastră. Eu l-am pus aici la soare acum, să vedem dacă-și revine. Dacă nu, îl vom înlocui și cam atât. În rest, leylandii și din nou alte graminee, mix cu pinus mugo. Aici din nou un pinus mugo mai mare, generos, foarte fain. Și acum, băieții, fac acolo. Și cam atât. Bine, dacă în continuare vezi utilă toată situația asta și faptul că spun plantele, spun despre ele, poți să lași un coment și să spui da, bă, e util, nu vorbești degeaba. Că poate nu e toată lumea interesată și așa nu știu. Da, între timp a venit toamna aici, așa a fost circumstanțele, a durat foarte, foarte mult procurarea de corten. Haideți să vă arăt, dar va arăta splendid. Acum am venit să punem pământul și ulterior plantele. Ia uitați cum arată acum.
Da, azi aducem plantele. A venit Șoane și a făcut sistemul de irigat. Adică ne l-a pregătit. Vedeți? Și de aici o să se mufeze el cu picurarea. După ce punem plantele, avem de băgat puțin pământ pe aici. Eu între timp mă duc pe plante. Dacă ai stat până aici, eu zic că merită să dai un share, un like, un subscribe pentru a vedea și prietenii tăi ce știu să facă lopetarii. Hei, am să închei vlogul ăsta aici. Cu voi a fost Roli de la Lopătare. Nu uitați un like, un share, un subscribe. M-ar ajuta foarte mult să ajungem la cât mai mulți oameni care au nevoie de noi. Așa că cred că asta este printre ultima curte pe sezonul ăsta, că deja vine sezonul rece. Nu uitați, vă ajutăm cu proiectare până în primăvară. Așa că vă dorim cât mai frumoase și un an nou fain. Salut!